Salut și bine ați venit la Gânduri cu Tâlc! Sunt Camelia Tița, prietena voastră și gazda Gândurilor cu Tâlc și, dragii mei, astăzi aș vrea să vă vorbesc puțin despre percepțiile noastre, despre realitatea noastră, despre modul cum vedem viața, lucrurile, societatea, tot ce se întâmplă în jurul nostru, cum îi vedem pe ceilalți oameni. Dragii mei, cu toții avem niște tipare de gândire, da? Și nu voi intra în amănunte, că nu ne ajunge timpul, să vă spun de ce anume sunt influențate aceste tipare de gândire. Evident că sunt influențate de educația pe care am primit-o, de modelele de gândire ale părinților noștri, de convingerile lor, de mediul în care am trăit și de ceea ce citim, de influențele oamenilor din jurul nostru. Deci, tiparele noastre de gândire, harta noastră mentală este influențată de tot ce există în jurul nostru, pentru că are loc un transfer de energie, un transfer de informație, de cunoaștere și de abilități, da? Obiceiul de a face lucrurile. Deci, dezvoltăm niște tipare de gândire. Observ din experiența mea personală de cabinet ca psiholog că sunt foarte mulți oameni care au dezvoltat tipare de gândire negative și ei văd în negru, am putea să zicem așa, într-un mod negativ, așa percep ei, ca și cum ar trece realitatea, viața, tot ce văd ei, prin niște filtre întunecate sau cum s-ar uita la ele cu niște ochelari care au lentilele fumurii, foarte fumurii și întunecate. Văd cerul întunecat tot timpul și când e soare, e soarele foarte întunecat, nu-l văd aproape deloc, dar și în general văd lumea destul de întunecată și tendințele și au o părere foarte cenușie despre tot ce este în jurul lor. Dragii mei, acești oameni sunt foarte bolnavi. Mintea lor este bolnavă. Bineînțeles că de la mintea bolnavă se îmbolnăvește sufletul, ceea ce simt, pentru că atașează emoția la gânduri și în final se îmbolnăvește și corpul fizic. Dragii mei, cam așa se întâmplă. Noi ar trebui să ne educăm, să vedem frumosul din jurul nostru, societatea, acele aspecte din societate frumoase, aspectele frumoase din oameni, din natură, din tot ce ne înconjoară, din viață. Ar trebui, nu e ușor, nu spun că e ușor, ar trebui să ne educăm în acest sens ca să fim sănătoși. Vrei să trăiești frumos și sănătos? Ai grijă cum te uiți la oameni, la viață, la tot ce este în jurul tău. Niciodată nimic nu este la modul absolut, absolut întunecat sau absolut luminos. Dar caută în tot ce vezi tu întunecat și rău și acele aspecte mici, cum or fi ele, luminoase. Și agață-te de ele, da? Pentru sănătatea ta psihică și fizică. Nu uita, minte sănătoasă în corp sănătos. Te pup și să ne fie de folos!